Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Gândindu-mă la versurile din refrenul cântării care spuneau că voia ta, nu voia mea, mă gândesc la viața fiecăruia dintre noi și știu că în fiecare etapă a vieții, fiecare dintre noi tânjim după diferite lucruri, fiecare dintre noi ne dorim tot felul de lucruri. Stau și vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră care sunt lucrurile care în momentul de față vă consumă, care sunt lucrurile după care alergați, care vă iau timpul, care vă iau resursele, care vă iau energia. Se spune despre un om, era rege Midas, că pus să aleagă ca dorințele lui să devină realitate, o ales că tot ce atinge să se transforme în aur. Nu a trebuit să treacă mult timp ca acest om să constate că nu poți trăi cu oameni de aur și nu te poți hrăni cu aur. A fost o alegere greșită. Dar sunt conștient că fiecare dintre noi, oameni care suntem aici, indiferent de vârsta care avem, indiferent de statutul care îl avem, aș putea să spun că indiferent de orientarea religioasă, dacă suntem oameni sinceri și privim înăuntru ființei noastre, dacă privim în inimile noastre, sunt convins că fiecare dintre noi avem nevoie de Dumnezeu. Sunt convins că fiecare dintre noi ne dorim prezența Lui, ne dorim binecuvântarea Lui în viețile noastre. Vă doriți lucrul acesta? Stau să mă gândesc cum pot să transform această dorință într-o realitate pentru viața mea. Cum să fac ca ceea ce spunea Iisus Hristos în predica de pe munte, să caut mai întâi împărăția Lui. Cum să fac acest lucru să devină o realitate pentru viața mea? Am uitat în cărțile Vechiului Testament la un pasaj din istoria poporului Israel. Se întorc din robia babiloniană. Au stat acolo timp îndelungat și când se întorc înapoi în țara lor, îți puși să aleagă. Ce să aleg între am pune ordine în viața mea, în casa mea, sau să aleg să-L aduc pe Dumnezeu înapoi, în mijlocul poporului. Și oamenii ăștia încep să zidească templu, pentru că acolo era, își făcea Dumnezeu prezența. Dar întâmpină anumite piedici. Și oamenii ăștia lasă templu deoparte și trec undeva la vreo 15-16 ani. Și oamenii ăștia aleg total alte lucruri decât prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și vine Dumnezeu și în Hagai, capitolul 1, cu versetul 4, știți ce le spune? Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Vine Dumnezeu și se oprește la ei și le spune, oameni buni, oare e normal ca voi să alegeți să lucrați doar pentru voi, în timp ce Dumnezeu e undeva departe? Ca și o consecință, versetele 9 din Hagai, capitolul 1, vine Dumnezeu și le spune, vă așteptați mult și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul oștirilor? Din pricina casei care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerul nu v-a dat roadă și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste munți, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucru mâinilor voastre. Și vine Dumnezeu și le spune, pentru că ați ales să mă puneți deoparte, lucrul ăsta nu mă poate face pe mine să fiu prezent acolo. Și lucrul ăsta nu mă poate face pe mine să vă binecuvântez lucrul mâinilor voastre. Să opresc acești oameni, ajung conștienți că trebuie să se apuce, să rezidească templu și încep să lucreze. Și știi ce le spune Dumnezeu? Hagai, capitolul 2, cu versetul 18. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele s-au petrecut până în ziua de azi, până a 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare? Întreabă Domnul. Nu mai era, că semănase. Și stăteau oamenii să se întrebe, oare acum lucrul mâinilor noastre va fi binecuvântat? Nici via, nici mochinul, nici rodiu și nici măsliu n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Se oprește Dumnezeu la ei și le spune, pentru că templul lui Dumnezeu
pentru că acel loc în care se eu prezent a devenit pentru voi o prioritate. Vă voi binecuvânta pe fiecare dintre voi. Cum pot să aduc prezența lui Dumnezeu, binecuvântarea lui în viața mea? Începând să zidesc templul lui Dumnezeu. Nu neapărat mă refer la aceste ziduri, ci acel templu care e compus din fiecare dintre noi, căutând să fiu prezent într-un astfel de loc. Eu zidesc templul lui Dumnezeu și într-un astfel de loc Dumnezeu se coboară, într-un astfel de loc Dumnezeu mă poate binecuvânta. Cum îl fac să fie prezent în viața mea? Ajungând să-mi zidesc acest templu, inima mea, acest loc în care Dumnezeu alege să locuiască și lucrul acesta îl va face să mă binecuvânteze. Cum mă zidesc pe mine? Căutând ca cuvântul Lui să-L strâng în inima mea, căutând să petrec timp cu El în părtășie, în rugăciune, căutând, așa cum spunea Pavel în Roman, capitolul 13, cu versetul 14, să mă îmbrac în Domnul Iisus Hristos, pentru că atunci voi ajunge un om puternic, căutând că atunci când greșesc și Duhul lui Dumnezeu îmi descoperă păcatul din viața mea, să mă pot duce înaintea Lui și să-i spun, Dumnezeule, iartă-mă! Și să-mi cer iertare și toate aceste lucruri pe care le fac mă ajută să-mi zidesc această viață. Și atunci când îmi zidesc inima și o duc aproape de Dumnezeu, e gata să-și reverse binecuvântările și să fie prezent și să umble împreună cu mine. Vă doriți lucrul acesta? Aș vrea să ridicăm în picioare și să ne rugăm și aș vrea să le citim două versete. Psalm 139 cu versetul 23 și versetul 24. Și să fie un motiv pentru această rugăciune. Cercetează-mă, Dumnezeu, le spunea psalmistul, și cunoaște inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin.